Ion Călinoiu, președintele Consiliului Județean Gorj, spune că este vorba despre zone critice unde au avut loc mai multe accidente. Aș vrea să vă întreb însă, avem foarte multe intersecții periculoase, domnule președinte, în județul Gorj. Există posibilitatea pe anumite, nu știu, unele dintre ele să facă sensuri giratorii, ceva, care cât de cât se mai oprească pe șoferi? Eu aș spune că odată cu modernizarea drumurilor județene apare și reversul medaliei. Traficul devine tentant, trebuie să, sau șoferii să, au mașini bune și tot felul de mașini conduc ca să avem depășiri de viteză, depășiri care, din nefericire, iată că au și rezultate de acestea tragice. Seara, la Câmpul Mare a fost accidentul acela cu 6 victime. Este, știu despre acest lucru. Pe de-o parte, ele au loc aceste accidente în mod clar, urmare a neadaptării vitezei pentru un regim de circulație în localități și chiar pe drumurile acestea modernizate. Aceste intersecții sunt adevărate pericole pentru șoferi și au loc foarte des accidente de circulație. Asta și din cauza faptului că unii dintre cei aflați la volan nu țin cont de indicatoarele rutiere intrând cu tupeu în intersecții. Noi am venit și vrem cu o inițiativă de a realiza aceste sensuri giratorii care îl obligă, sunt vizibile, îl obligă pe șofer să reacționeze când vede semnul giratorii și, bineînțeles, acolo... Nu, că trebuie să oculească, aici, acolo, la Câmpul Mare, chiar este loc să se facă un sensor. Acolo este clar că el va lua măsurile de siguranță. Deci nu e vorba de marea intersecție de la Câmpul Mare, este vorba de intersecția între Albeni și Prigoria, acolo, și Cărbunești, unde drumul județean de la Câmpul Mare la Cărbunești și drumul județean din Naționalul Râmnicu-Vâlcea și se desăuce în Prigoria, trece și se intersectează cu acesta de la Cărbunești. E, acolo trebuie semnul giratorii, că sunt drumuri de aceeași categorie și semnalizarea aceea de reducerea vitezei și așa mai departe nu mai are eficiență. Din păcate, ar trebui să aibă, că mai presus decât toate este viața omului și trebuie să ai, mai ales când e în mâinile tale, trebuie să ai grijă de viață. Ion Călinoiu, președintele Consiliului Județean Gorj, speră că după amenajarea sensului giratoriu în zona Câmpul Mare să nu se mai înregistreze niciun accident.